ți mei, sunt fericit să venim din nou în preajma cuvântului Dumnezeu la invitația lui: Veniți la mine și sub făgăduința aceasta vie și lucrătoare a călăuzirii Duhului Sfânt. Sfânta Scriptură nu este o carte, ci este o experiență cu Duhul Sfânt, este o trăire cu Duhul Sfânt și Scriptură nu este atunci când este predicată sau când este auzită, ci doar atunci când este trăită, doar atunci putem să numim lucrul acesta Scriptură, Sfânta Scriptură, cuvântul viu al lui Dumnezeu. Te rugăm, Părinte iubit, că lăuzește pașii sufletului nostru în cuvântul tău și fă, Doamne, să vedem urma Ta, în tot ce se întâmplă în viața și ființa noastră și să vedem în lumina ta, lumina adevărată. Amin. Dragii mei, am călătorit cu ocaziile precedente în diverse biografii și de acolo, așa cum am fost îndemnați, am învățat ce să facem sau ce să nu facem. Cumva, cumva încheiem această serie a călătorilor noastre prin diverse biografii sub forma de autopsia unui suflet, prezentând în această împrejurare o stare de necrezut, și anume cineva care este viu, dar care este mort în același timp. O să mergem împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și în prima epistola către Timotei, capitolul 5, versetul 6, vom găsi chiar această expresie. Dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Trebuie să împărtășesc cu voi un moment care va rămâne imprimat în sufletul meu datorită emoției pe care am trăit-o în momentul acela. Veneam cu, eram cu soția în mașină, plecasem chiar de aici, de la biserică și eram pe autostrada 85 și Mergeam cu viteză normală cu toată lumea, și deodată, mergând cu această viteză normală, pe lângă noi, în plină viteză, a trecut ca fulgerul o motocicletă. Și în clipa următoare, soția a strigat tare, e mort. Și peste alte câteva clipe, o mașină trage exact în fața lui de emoție. Văzându-l venind atât de, de tare, a înghețat, a oprit acolo și el n-a avut loc pe unde să ocolească la viteza aceasta de neimaginat s-a lovit, s-a rupt motocicleta în bucăți, a căzut motorul undeva, restul în altă parte și el, peste el a trecut o mașină pe sensul celălalt al autostrăzii. Seara l-au la știri și ne-a spus despre el era tânăr și era un om un om cu multă pricepere, cu mult talent, care însă s-a investit într-un lucru care a adus aici. Dar vreau să rămân la această expresie. Pe când eram încă viu și pe când conducea motocicleta cu viteza aceea grozavă, poate peste 250 de km la oră, nu pot să știu cât a avut, dar a fost cel puțin dublu decât am avut noi. Și am auzit expresia aceasta, este mort. Adică el trăia, dar era mort. Acum vom merge în Sfânta Scriptură și vom constata ceea ce spune America in not every A it's an A. Nu orice notă maximă este notă maximă. Sau cum am zis noi români, și nu orice 10 e un 10. Pentru că un anume 10 este o rușine, este un furt, este o minciună un anume 10. Nu orice 10 e un 10. Nu orice notă maximă. Și în sensul acesta, măcar că trăiește, este mort. Cartea Apocalipsiei ne vorbește despre o adunare. Despre, ei spun că sunt o adunare, dar de fapt, spune Scriptura acolo, ei sunt o sinagogă a satanei. Spune, au ajuns un locaș al dracilor, al oricărei păsări necurate. Nu ceea ce apare sau ceea ce apare nu este tot adevărul, ci el deschide drumul către a cunoaște și a înțelege adevărul. Cum s-a putut ajunge aici ca o persoană să trăiască și totuși să fie moartă? Sau o biserică, să-i meargă numele, dar să fie moartă de mult. Și noi toți oamenii morți în păcatele și greșelile noastre, dar aduși la viață în Hristos Isus. Cum s-a ajuns aici? Explicația este simplă. Voi erați morți în păcatele, păcatul E plata păcatului. Moartea e plata păcatului, nu plata lui Dumnezeu, așa cum se încearcă a se arunca această umbră. Totdeauna cel rău ar fi fericit dacă s-ar putea arunca umbra aceasta asupra lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu nu vor face așa ceva. Moartea nu e plata lui Dumnezeu, ci este plata păcatului. E urmarea lui. Mergem în Sfânta Scriptură și ne dăm seama că această stare de a fi viu și totuși mort. Se aplică atât la oameni, cât și la biserici, la, la denominațiuni, la poziții înalte, sau mai puțin înalte, dar primești apaște pe orice fel de om. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă trăirea în un păcat sau adoptarea păcatului într-un curs irreversibil. Cineva care s-a, pur și simplu, cum spune scriptura despre Ahab, s-a vândut să facă rău și a vândut sufletul pentru, pentru păcat, pentru lucrul acesta. Și este o situație asemenea celei din medicină în care doctorul spune nu se poate face nimic pe pământul acesta, nu există un remediu pentru așa ceva în acest moment. Am vrea să mergem la. la un cuvânt al lui Dumnezeu tulburător care dă definiția unui demon. Noi când spunem demon sau diavol ne referim la un diavol, la un duh rău. Nu, un om poate să fie un duh rău, un om poate să fie un diavol. Și tot așa o sinagogă sau o împărăție și toate celelalte aspecte pe care le poate îmbrăca ideea aceasta de demon sau de diavol. În Matei, capitolul 8, versetul 28, Sfânta Scriptură vorbește astfel. Au început să strige. Numărul 1. Ce legătură este între noi și tine? Este cam cum a fost în Marele Închizitor al lui Dostoevski. De ce ai venit? Păi da, bine, dar asta este numită Biserică Creștină. Unde este Domnul Isus Hristos în predicile, în cântările, în slujbele acestei biserici? Nicăieri. Ce legătură este între noi și tine? Atunci, Lucrul acesta justifică textul din Cartea Apocalipsei. Ei spun că sunt o sinagogă a lui, sau o adunare a lui Dumnezeu, dar sunt o adunare a, a Satanei, spune Cuvântul lui Dumnezeu. Își dau numele acestea, îți merge în numele către trăiești, dar de fapt nu. Ce legătură este între noi? Acolo unde locuiește Dumnezeu și acolo unde este împărăția lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu, acolo este o permanentă legătură. Prezență a Domnului nostru Isus Hristos. În fiecare cântare, în fiecare rugăciune, în fiecare predică, în orice slujbă din Biserica aceea, El este prezent. Și știți de ce? Pentru că Biblia spune: Plin este cerul și pământul de prezența ta, Doamne. Plină este Biserica lui Dumnezeu, a Domnului nostru Isus Hristos, de prezența Lui. Acolo unde El lipsește, nu mai este Biserica aceea. Acolo este expresia aceasta pe care o citim: Ce legătură este între noi și tine? Adică, nu exista niciun fel de legătură, și uh, surprinzător, și totuși nu. Uh, expresia care este folosită sună așa: Isuse Fiul lui Dumnezeu. Adică, este mărturisit numele lui, dar de fapt este respinsă viața lui. Aici este cheia căderii și transformării acestei înfiorătoare, măcar că trăiește este mort. Acolo aici se petrece ruptura aceasta cumplită, rostind numele Domnului, afirmându-l sau mărturisindu-l cu gura, dar tăgăduindu-l cu viața noastră. Doar atunci scriptura este cuvântul viu al lui Dumnezeu când este trăit. Altfel poate fi studiat, poate fi memorizat, poate fi predicat, poate fi auzit, poate fi chiar crezut. Dar dacă nu este trăit, el este mort. Îți merge numele că trăiești, dar de fapt ești mort. Ei au strigat cu glas tare demonii aceștia. Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Și ei spun, ai venit să ne chinuiești înainte de vremea? Nu, Iisus nu a venit să chinuie demoni, nu a venit să chinuie păcătoși, nu chinuie pe nimeni. Un om este chinuit de păcatul lui. Scriptura nu spune că Dumnezeu vă va ajunge. Nu scrie lucrul acesta, ci scrie păcatul vostru vă va ajunge. Trebuie să învățăm să ne asumăm responsabilitatea. Lucrul acesta m-a ajutat personal enorm de mult. Mi-am dat seama că nu are rost să mă uit în altă parte, ci trebuie să mă uit la propria viață, pentru că ceea ce se întâmplă te ajunge. Fie că este bine, și acesta e un mare har, un pahar de apă, spune Mântuitorul, te va ajunge. Arunci pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Acesta este harul lui Dumnezeu. Nu, nu putem să negăm legea aceasta a binelui și binecuvântării lui Dumnezeu sau altceva te va ajunge. Pentru că în această scriptură din Eclesiastul, aruncă-ți pâinea pe ape, se folosește articolul acesta, o vei găsi iar”. o vei găsi pe aceea pe care ai aruncat-o. Fie sfântă, bună, binecuvântată, fie otrăvită sau... Și dacă vei găsi pâinea aceasta bună sau rea, ea fiind pâinea pe care ai aruncat-o tu, nu e nicio nedreptate aici. Indiferent cum s-ar uita cineva la Dumnezeu și l-ar judeca și l-ar acuza sau ar spune, nu are nicio importanță. Este pâinea pe care ai aruncat-o tu. De aceea trebuie să ia, ia bine seama ce îl lași tu să curgă pe râul vieții? Pentru că lucrul acesta, te va, el te va ajunge, te întâlnești din nou cu el. Și lasă să fie ajuns de binecuvântări și de rugăciunile de mulțumire ale oamenilor. Lasă să fie ajuns de faptul că a ajuns numele tău în fața lui Dumnezeu din cauza unor oameni care au spus lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim că l-ai trimis pe omul acesta sau pe copilul acesta, pe bătrânul acesta, îți mulțumim că ai trimis această ființă în lume și că trăiește și ne-a binecuvântat și ne-a ajutat oamenii văzând viața voastră să slăvească pe Dumnezeu, așa a spus Mântuitorul nostru. Cu privire la protestul acesta demonic, ai venit să mă chinuiești, sunt oameni care nu suportă Ideea de biserică, spre exemplu, sau de slujbă, predicarea cuvântului pentru ei este un chin teribil, nu suportă. Am vorbit cu cineva și mi-a spus: Nu pot să vin acolo pentru că mă chinuiește cântarea asta care o cântați dumneavoastră acolo despre Isus. Eu nu pot să aud așa ceva. Am... O o reacție. Mă chinuiește, ai venit să ne chinuiești. Nu, Isus nu a venit să ne chinuiască, El a venit să curme chinul acesta, să-l oprească, să-i spună până aici, vii mai departe, nu mai treci. El a venit să ia loc în viața chinuită ca să, o facă, să facă din ea o viață fericită. Nu, nu este bun și frumos lucrul acesta. Este atât de frumos încât în final, Întreaga creație îi va spune lui Dumnezeu, drept ești, Doamne, că ai judecat așa, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Atât viața noastră obișnuită, cât și, așa zisă noastră, religie, este marcată sau însemnată de natura aceasta pe care am adoptat-o în Sufletul nostru, de cine suntem noi, în adâncul Sufletului nostru. Nu, nu, nu numai noi facem rugăciune, și, și demonii aceștia fac rugăciune, și, dar rugăciunea lor este pentru distrugere. Ei de asta s-au asta rugat. S-au rugat: trimite-ne în porci ca să provocăm o revoltă împotriva lui Dumnezeu și trimite-ne acolo. S-au rugat. Aceasta a fost îngăduit ca o încercare pentru oamenii aceștia și tot ei, spune Biblia, rugau stăruitor pe Isus, erau la stăruință ei, rugau stăruitor pe Isus să nu-i trimită în adânc. De ce? Pentru că aveau o treabă pe aici. Satana, când nu face rău, este în seta. se simte rău când nu face rău și așa sunt și oamenii stăpâniți de el. Ei nu dorm până nu au făcut pe cineva să cadă, până nu au provocat o potignire, o suferință de un fel sau altul. Îmbracă atâtea forme lucrul acesta și vă marturisesc, mi-e puțin greu să vorbesc despre așa ceva, dar trebuie să vorbim pentru că aici este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și tot ce a fost scris este scris pentru învățătura noastră. Nu Dumnezeu este în spatele înjosirii unui soț sau soție sau copii sau părinți. Nu Dumnezeu este în spatele înjosirii acestea. Ci este acela care este pe lângă Iosua să-l pârască, să-l să descurajeze, să-i taie inima, să-i spună că este un gunoi, este un lepădat. Acolo, acel, acel lucru se întâmplă. Ce să fac cu așa ceva dacă îmi vine în suflet, un gând de felul acesta? Ce să fac dacă sunt înconjurat cu oameni care încearcă să-mi distrugă sufletul? Uite, ce să facem. Să luăm acest lucru și să-l aducem la Dumnezeu, și imediat după faptul că. Diavolul încerca să scufunde în mizerie, în mocir la păcatului acest suflet, în descurajare teribilă, în dispreț de sine. Imediat ce Iosu a luat lucrul acesta, pentru că Biblia spune Domnul era acolo, deci nu gândim astfel de lucruri în absența Domnului, ci în prezența Domnului. Imediat ce i-au fost puse aceste cuvinte, în prezența lui Dumnezeu, s-a auzit cuvântul Domnul să te mustre satanul. Ceea ce părăști, păra diavolul acolo, de fapt, a spus Mântuitorul, înseamnă un tăciune scos din foc. Adică un om salvat înainte de a pieri de a fi prefăcut în cenușă. Domnul Dumnezeul nostru, este totdeauna refugiul, stânca noastră, stânca sufletului nostru, așa cum atât de, de frumos descrie psalmul David, s-a ascuns de atâtea ori după stâncă, în stânci, într-o parte sau în alta și acest lucru reamintește mereu cât de puternică este baza, protecția lui Dumnezeu. Nu este nicio mirare dacă diavolul va ajunge până acolo încât să-ți ceară chiar închinarea. Dar niciodată nu trebuie să uităm aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru. Domnului Dumnezeului tău să te închini, numai Lui să-i slujești. Acolo se petrec lucrurile acestea. Răul vine în viața noastră deghizat de cele mai multe ori, în cele mai nebănuite forme. Prin aceasta este afară din care de păcătos, spune Pavel, se folosește de un lucru bun. Petru nu știe că este satana el în momentul acela și e purtător de cuvânt, dar Isus îl cunoaște. De aceea, iubiții mei, darul lui Dumnezeu al deosebirii duhurilor ne va ajuta să putem înțelege înapoi a celor mai interesante sau elaborate cuvinte să înțelegem al cui glas vorbește prin tine acest lucru întreba Elihu către Iov, al cui Duh vorbește prin tine. Numai Dumnezeu ne poate da acest dar al deosebirii Duhurilor și prin El ne poate ajuta să înțelegem ce este dincolo de cuvântul acesta. Nu de la oameni vine lucrul acesta. Când Isus i-a spus lui Petru, înapoi a mea satano, el făcând această lucrare absolut inconștient, dar în același timp nu nevinovat, Iisus s-a uitat la ucenicii săi, la toți, ci uitându-se la toți, așa spune în Marcul la capitolul 8, 33, s-a uitat la ucenicii săi și i-a zis lui Petru, uitându-se la ei toți, le-a spus așa, nu e nimeni scutit, fiecare este în de aceasta, diavolul va căuta să lucreze prin tine, tu nu ești o excepție va căuta să lucreze prin tine. Și așa după cum orice cheie e potrivită un la o ușă sau la un lacăt, la fel o persoană este potrivită pentru anume lucrare. Diavolul va căuta să se folosească de această persoană. Nu v-au văzut ochii în scripturi lucrarea pe care a făcut-o el prin Haman? Putea prin altcineva. S-a folosit de omul acesta. El era instrumentul potrivit, el era mijlocul prin care diavolul dorea să stingă lumina lumii care urma să vină prin acest popor, pe linia aceasta. Dar Dumnezeu a fost prezent acolo, acolo au fost oamenii lui Dumnezeu, care au fost mai degrabă gata să depună viața decât să depună credincioșia lor față de Dumnezeu. Ispita îmbracă tot felul de forme. Dar cea mai grea sau cele mai grele forme dintre ele sunt acele care sunt pur și simplu de nebănuit. Diabolul se preface într-un înger de lumină. Slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Vai ce credincioși! Ați văzut în scripturi când a aruncat Iuda bani, erau așa de credincioși. Nu putem să-i punem în templu că sunt bani preț de sânge, nu avem cum să-i punem în timpul, așa de credincioși. Dar de unde sunt banii ăștia de sânge? De unde sunt? Păi nu sunt luați din, tot din templu. Deci când i-ați luat ca să vărsați sânge, nu a fost păcat și acum când uh, trebuie să puși înapoi, uh, dați aparența aceasta că, uh, că ar fi păcat, sunteți așa de nebinovați, de neprihăniți. Uh, nu e de mirare, spune Biblia, că el se preface într-un înger de lumină și slujitorii lui se prefacă în slujitori ai neprihănirii. De multe ori se întristează sufletul fiindcă răul biruiește. Dar, iubiții mei, să ne aducem aminte de cuvintele lui Solzhenitsyn. Bine răul și chiar să biruiescă, dar nu cu ajutorul meu. Totdeauna să cerem lui Dumnezeu puterea și harul de a nu contribui niciodată la avansarea răului în lumea aceasta și de a rămâne până la ultima suflare din viața noastră martori ai bunătății și îndurării lui Dumnezeu. El, răul, diavolul, nu va, scuti, nu va uh, 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 lăsa niciun efort nefăcut ca să ia din inima noastră cuvântul lui Dumnezeu, chiar în timp ce ascultăm acum. Va căuta să ne distragă atenția, va căuta să ne facă să înțelegem greșit un lucru sau altul. Aceasta înseamnă ceea ce a spus Mântuitorul. Vine Satana și ia cuvântul, vine îndată și ia cuvântul semănat în ei. Deci rugăciunea noastră nu este doar să auzim acest cuvânt, așa cum menționam, ci să trăim el, să devină viață în noi. Cuvintele pe care le spun eu, spuneam Mântuitorul, nu sunt vorbe discursul, nu e oratorie cuvintele acestea sunt viață a trăi, de acolo vine lucrul acesta nu mică este suferința și nu de puțin timp a multor oameni sub apăsarea diavolului, de ce a spus lui Pavel, Domnul te trimit ca să scoți pe oamenii aceștia de sub puterea satanei și să-i aduci înapoi la Dumnezeu. Isus i-a spus aceste, acestor oameni din adunare, era o zi de sabat și era femeia aceea gârbovă și i-a spus satana o ținea legată de 18 ani. Satana o ținea legată de 18 ani. Și te întreb de ce au trebuit 18 ani? Din multe puncte de vedere, dar nu există o lucrare sau ceva care s-a întâmplat pe pământ pentru care Dumnezeu să nu aibă un cuvânt și o lumină adevărată, de așa natură, că, revin spunând, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Și diavolul și răul nu se vor opri până nu vor umple inima cuiva. Suntem afectați. Suntem bolnavi de păcat, suntem predispuși spitei. Dar acest lucru nu e satisfăcător pentru diavol. El va continua și va lupta să umple inima, cum i-a umplut inima lui Anania și Safirei și a, cum de-ți-a umplut diavolul inima. Să nu mai rămână niciun fel de loc pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Care este speranța în toate aceste lucruri? Ceea pe care o găsim în 1 Corinteni, capitolul, capitolul, în faptele apostolilor, capitolul 26, versetul 18. Veți fi scoși de sub puterea satanei și aduși la Dumnezeu. Lucrul acesta este pentru omenire, cea mai mare făgăduință care a fost dată vreodată. Dumnezeu va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre, scrie Scriptura. Nu voi, ci el va zdrobi sub picioarele voastre pe Satana. Aceasta este marea făgăduință care ne este nouă dată și asupra căreia nu trebuie să uităm niciodată, să insistăm în rugăciunea noastră. Nu este un lucru simplu și nici definitiv întoarcerea unui suflet de sub puterea satanei la Dumnezeu. Așa ar trebui să fie pentru totdeauna. Unii oameni au combătut ipoteza aceasta odată mântuit pentru totdeauna mântuit. E adevărat că lucrul acesta s-a dovedit în multe cazuri, că n-a rămas în picioare, dar dorința lui Dumnezeu aceasta ar fi. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Aceasta ar trebui să fie dorința sufletului nostru. Ce te face însă că în 1 Timotei 5.15, Biblia spune despre o clasă de oameni că s-au și întors să urmeze pe satan, adică au fost acolo înainte, au fost scoși de sub puterea satanei, dar acum s-au și întors să urmeze pe satana. Și dacă rămânem o clipă și observăm Scriptura în această privință, ne vom da seama că nimeni nu se întoarce sau nu recade în poziția în care a fost înainte de a fi chemat la Evanghelie de sub puterea satanei. Ci oricine se întoarce, se întoarce într-o poziție mult mai rea și mai grea. Șapte demoni, mai ia cu el alte șapte ducuri. Starea de pe urmă a omului aceluia, când, deci când s-a întors, devine mult mai rea decât cea din ei. Sigur că mulți și de multe ori blamăm împrejurările, oamenii, fel de fel, dar Scriptura spune, știi unde locuiești. Acolo e scaunul de domnii al satanei, știi unde locuiești. Dar acolo, în mijlocul acestor, în acestor suferinți teribile, spune Scriptura, martorul meu credincios a stat antipa în numele lui, în Apocalipsi 2, 2.13, martorul meu credincios Asta credincios, chiar unde e scaunul de al Satanei? Acolo, chiar acolo, acolo unde locuiește Satana, așa scrie cartea Apocalipsei. Niciodată nu ar trebui să facem umblarea noastră pe Pământ o problemă privită cu ușurătate. Nu, niciodată. Este cel mai însemnat lucru, este sensul vieții, purtăm chipul lui Dumnezeu. De aceea am fost născuți pe pământul acesta, de aceea ni s-a dat viață, să purtăm chipul lui Dumnezeu. Și lucrul acesta nu, este, nu se poate obține sau ține fără luptă. Este o luptă permanentă în sufletul nostru. Și uneori este atât de crâncenă lupta încât Biblia spune voi nu vați împotrivi până la sânge în lupta împotriva păcatului. Aș dori să rămânem cu această binecuvântată făgăduință a lui Dumnezeu, prin care el ne spune, Dumnezeu va zdrobi sub picioarele voastre pe satana. E acest lucru, indiferent cum se manifestă aceasta din viața, în viața noastră. Acest, această pagină a scripturilor foarte tainică, în Biblia spune, este o taină fără de legii, această pagină a scripturilor ne spune nou să fim treji și să vedem. Fiți treji și vegheați că protivnicul vostru, diavolul, dă târcoale și caută pe cine să înghită dintre toți cei care sunt chemați la veghere și la trezire. Când Dumnezeu va zdrobi pe satana și când, așa cum scrie cartea lui Ezechiel, te prefac în cenușa pe pământ, lumea noastră va fi pentru totdeauna eliberată de rău. Pentru totdeauna. De păcat și de rău. Astăzi, însă, încă trăim în acest teatru de luptă, în care cerem lui Dumnezeu biruința deplină în numele Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta ne e rugăciunea Tată. Tu ai făgăduit că vei zdrobi pe satana sub picioarele noastre. Noi nu putem să facem lucrul acesta, dar avem mare încredere că Tu vei face aceasta. Te rugăm fierbinte, Doamne, pentru toți aceia care n-au cunoscut încă eliberarea și libertatea Sfinților în lumină în Hristos Iisus. Doamne, ce ai făcut pentru noi când ne-ai eliberat de sub puterea satanei și ne-ai adus la Dumnezeu, te rugăm să faci și pentru aproapele nostru. Pentru toți oamenii care suferă, pe care Satana îi ține legați de ani de zile, te rugăm în numele Domnului Isus, dezleagă sufletele acestea și făi să trăiască și ei bucuria pe care tu ai pus-o în sufletele noastre. Și binecuvântat fie numele tău în veci și pentru totdeauna. Amin!